Legea privind eutanasierea câinilor fără stăpân a fost adoptată de deputați cu 266 de voturi pentru. Această măsură vine după ce un copil de 4 ani a fost omorât de un maidanez săptămâna trecută în capitală. Câinii fără stăpân vor fi eutanasiați dacă nu sunt adoptați în 14 zile. Parlamentarii spun că această măsură trebuia luată de mult, însă niciodată nu este târziu. Sunt de acord, iubesc animalele, dar trebuie să și particip la întreținerea lor. Eu personal îmi doresc să avem un oraș civilizat, îmi doresc ca aceste animale să fie adoptate și totodată să fie îngrijite de iubitorii de animale alături de autorități. Autoritățile vor face locale, și mă refer la primărie, autoritățile locale vor face eforturi deosebite pentru menținerea lor în adăposturi. Parlamentarul social-democrat a mai spus că prin această lege nu se dorește eutanasierea câinilor, ci se urmărește stabilirea unei identități pentru aceste animale să nu mai fie lăsate la voia întâmplării pe stradă. Chiar dacă liderul grupului PPDD, Daniel Fenechiu, a precizat că parlamentarii formațiunii s-au abținut la vot, deputatul de Giurgiu al Partidului Poporului, Liliana Ciobanu, a declarat că este iubitoare de animale, însă locul lor nu este pe stradă și își asumă votul pe care l-a dat în forul decizional. Mie mi se pare un lucru normal. Și am votat pentru, nu mă ascund, am mai spus-o și spun, sunt înainte de toate mamă și după aia iubitor de animale. Și eu iubesc animalele, nu sunt de acord cu omorârea lor, așa, să mergem pe stradă să omorâm animalele. Nu, dar nici nu sunt de acord să trăim cu frica asta, să nu ne lăsăm copiii în parc, să ne atace pe noi, să ne atace oamenii în vârstă. Nu sunt de acord cu asta. Prin amendamentul adus la o lege care exista inițial, s-a dat un termen de 14 zile, timp în care iubitorii de animale pot merge la padocuri să-și aleagă animalele pe care vor să le adopte și să le întrețină. În opinia deputatei, a fi iubitor de animale nu înseamnă să faci doar un contract cu o primărie sau altă instituție, să primești bani pentru întreținerea lor, apoi să-i strângi și să-i abandonezi în zonele mărginașe ale orașului. Mai multe despre această lege și punctul de vedere a doi parlamentari de Giurgiu care au votat pentru acest act normativ, aflați imediat după jurnal într-o ediție specială.